Aș vrea să subliniez faptul că avem o panoplie de evenimente de sărbători. Nu uităm că pe 1 martie s-a născut scriitorul Ion Creangă, da? Așa cum spunea, un fulgăre de Humă. S-a născut în Humulești, la poalele Cetății Neamțului. În Creangă trăiesc credințele ancestrale și amintirile noastre din copilărie. Creangă este un reprezentant perfect al sufletului românesc. Așadar, la început de primăvară, pe 1 martie, nu uitați de povestitorul prin excelență, care este Ion Creangă, supranumit și Homer al românilor. Le 14 février, souligne la naissance d'un autre poète qui s'appelle Grigore Vieru. La source de la poésie de Grigore Vieru est la vie dans toute sa complexité, l'enfance, la joie de la jeunesse, l'inquiétude et la souffrance de l'amour absolu. Sursa poeziei lui Grigore Vieru este viața în complexitatea ei. A iubit copiii, bucuria intensă, tinerețea, neliniștea, suferința, iubirii absolute, patria, mama. Constantin Brâncuș, le grand sculpteur de l'art moderne, est célébré le 19 février. Né dans le village rural de Hobita, en Roumanie, le 19 février 1876, et à la fois synonyme des racines humaines, ancré dans un artisanat populaire magnifique et une forte spiritualité orthodoxe. Et la fierté nationale pour les avoir transcendés par l'abstraction la plus pure jusqu'à l'art moderne. El este părintele artei moderne, plecat din zona Olteniei, din satul Hobița, și a ridicat arta românească, rădăcinile românești, le-a ridicat la rang de artă de nivel internațional.